La vârsta la care unele fete încă îl mai au pe Făt Frumos pe noptieră, iar altele îl visează deja de mână în parc, Crina Coco Popescu stă bine cu picioarele pe pământ și cu capul în nori. Ea își scrie propria poveste, fără Făt Frumos, fără balauri și cu o singură prințesă, fermecată de munții de peste munți, curajoasă, puternică și tăcută. În iulie 2007 am urcat pe Ararat. În iulie 2008 am urcat pe Kazbek la 5047 de metri. Am fost cea mai tânără din lume. A urmat Damavand în Iran, cel mai înalt vulcan al Asiei. Pe Damavand am fost cea mai tânără alpinistă din lume. În decembrie 2008 am urcat pe Ojo de Salado, cel mai înalt vulcan din lume. Am fost din nou recunoscută ca cea mai tânără alpinistă din lume. În ianuarie 2009 am urcat pe Aconcagua, pe ruta ghețarului polonez. A fost din nou record mondial de vârstă. În aprilie 2009 am primit titlul de maestru al sportului. Mă numesc Crina Coco Popescu. Am 14 ani. Cum aș vrea să fie un film despre mine? Păi, la început să mă prezinte ca un copil normal, cum spun unii, apoi să mă cunoască mai bine și să vadă ce îmi place să fac, ce vreau să fac și la sfârșit să vadă rezultatul. Un copil normal care la 14 ani are deja câteva recorduri mondiale în alpinism și care își dorește cadou la majorat Everestul. Ar trebui să fie un film simplu de făcut. În primul rând să arate cât îmi doresc să ajung pe un anume vârf și cât îmi doresc să fac Seven Summit și cât lupt pentru chestia asta. Gabi Popescu este mama care susține la fereastră sau la internet când copilul pleacă pe munte numai cu tata. Pe Coco o văd așa, în relația cu alții o văd foarte simplă și în relația cu mine foarte complicată, nu știu, probabil că o fi și din cauza adolescenței acum. O adolescentă simplă cu un palmares complicat. Coco a făcut în 8 ani ascensiuni pe 5 continente, cât alții într-o viață. O pasiune începută printre literele abecedarului. Pe la 6 ani m-a luat tata prima dată până la omul pe Bucșoiu și mi-a plăcut foarte mult. Și am tot insistat, hai să mai mergem și m-a tot luat. Și îmi place și acum la fel de mult ca atunci. La 11 ani, cu degetele murdare încă de cerneală, Coco urcă pe Dente del Gigante, în Alpi, la 4014 metri. La 13 ani, are o oră de geografie pe Mont Blanc, la 4810 metri, și o lecție de istorie pe Ararat, la 5165 de metri. Apoi își încheie media la sport pe Kalapatar, la 5550 de metri, în Nepal. Ia de la 10-11 ani, mergând în Alpi, ne-am dat seama de atunci că se aclimatizează foarte bine și poate face efort la altitudine, însă ulterior, nu știu, prin examene medicale, am observat că organismul îi răspunde foarte bine la acest gen de efort. Coco are în carnetul de note recorduri mondiale pe Kazbek, în Caucazul Georgian, și pe Damavand, vulcanul iranian de 5670 de metri. De Crăciun în 2008, ea pornește să colinde spre America de Sud, unde stabilește încă două recorduri mondiale de vârstă, pe Ojo del Salado la 6890 de metri, cel mai înalt vulcan din lume, și pe Aconcagua 6960 de metri, cel mai înalt munte din America. A schimbat-o muntele, nu știu dacă e bine spus cuvântul performanță. Realizările mai mari și care au cerut mai mult efort și mai multă străduință. Cred că le-au schimbat-o într-un fel, eu zic bun, adică e mai dârză așa și în viața de toate zilele, mai ambițioasă, mai își urmărește scopurile cu mai multă hotărâre. În vara lui 2009 adună pentru teza la mate 5900 de metri pe Kilimanjaro, vulcanul african din circuitul Seven Summits. Are acum în palmares două din setul de 7 vârfuri și vizează imediat Elbrus, în Caucaz, considerat cel mai înalt munte din Europa. Ce ar putea fi mai banal când treci în clasa 8-a? Neobișnuit?
mie mi se pare normal și mi se pare că ar putea fi obișnuit tot ce fac eu, tot ce vreau eu. Dar faptul că îmi place să merg pe munte, nu îl înțeleg foarte mulți oameni și cred că ăsta e cel mai neobișnuit lucru. Membră a Clubului Montan Altitudine din Râșnov și maestră a sportului, Coco pictează, modelează lut, scrie poezii, nu prea gătește, în schimb își caftește uneori sora mai mică. Ea practică alpinismul ca sport, are antrenamente foarte bine planificate, gândite pentru condiție fizică, pentru maestrie sportivă, controle medicale periodice cu orice sportiv de performanță. Deci are același regim ca componenții loturilor olimpice și naționale din România. Ca multe alte fete de 14 ani, Coco are un prieten, cel mai bun prieten, pe tatăl său. Cât o să mai merg cu tata pe munte? Păi, nu știu. Cât o să mai mergem fiecare pe munte, o să facem echipă sigur. În pragul adolescenței, înainte de liceu, obișnuiești să împarți cu vechii prieteni întrebări și răspunsuri de oracol. Îmi place să merg pe munte, să mă dau cu snowboard-ul, cu bicicleta, cu schiurile de tură, fustele, machiajul și să dansez. Rock, punk, folk, asta ascult de când eram mică. La filme nu prea mă uit. Când stau acasă, de obicei citesc o carte. În fiecare expediție am avut un jurnal. În afară de asta, câteodată poezii. Nu am crezut niciodată în chestii cu pisica neagră sau cu numărul 13. 13 fiind numărul meu favorit. Norocos, de fapt. Nu mi-au plăcut niciodată bazmele, deși trebuia să le citesc. Îmi doresc să fac Seven Summit. Gânduri. La ce-ți poate sta mintea într-o ascensiune de ore întregi în ger și viscol? La Facebook, la Avatar, la Costinești? Când urc, mă gândesc la tot ce s-a întâmplat în trecut, cum a fost pe Mont Blanc, de exemplu, sau n-am ceva special. În ultima vreme, număr pașii. Și ce afli? Nimic. Când ajungi pe vârf, te uiți în jur, vezi dacă sunt nori, te gândești că trebuie să cobori, că vine vremea rea. Dacă e frumos, faci poze. Eu una mă gândesc că toate antrenamentele pe care le-am făcut au avut un rost. Seven Summit, cei mai mari munți de pe cele 7 continente. Coco are o țintă clară, nu doar să încheie circuitul, dar să și devină cea mai tânără din lume într-un club extrem de select. Într-o zi am venit de la școală și vreau să-mi caut ceva pe internet. Am deschis la ce se uita tata și am văzut acolo Seven Summit. Am citit despre el, ce e, cum e, am lăsat balt tot ce aveam eu de făcut și mi-a plăcut foarte mult ideea și am zis că vreau să fac asta. Simțeam că, adică știam ce mă așteaptă, știam că vor fi antrenamente grele, vor fi expediții grele. Bine, m-am gândit mai mult timp la chestia asta și după aia am zis, da, vreau, mă bag în chestia asta. Și o să iasă. Seven Summit, a treia încercare. La numai 2 săptămâni după Kilimanjaro, Coco își lasă casa în Raiște, mama în Prag și pornește în grabă spre Caucaz. Prima dată o săptămână eu și cu soră să sărbătorim. Să scăpăm de echipament întins prin casă, de bagaje, de aranjamente, de organizări. După aia începem să așteptăm vești și începem să ne fie dor. Dar eu mă bucur pentru că știu că și ea se bucură. Și cred că asta e ideea în viață.
De fapt, mie îmi pare rău că mă despart de mama, de sora mea, dar în același timp, de-abia aștept să ajung la munte. Arzi de nerăbdare să vezi muntele, să vezi ce te așteaptă în realitate, nu în poze. Și după aia, ai emoții, cum va fi vremea, ziua de vârf, cum te aclimatizezi. După abia aștept să ajungi acasă. La granița dintre Rusia și Georgia, Elbrus se află într-o zonă cu multe permise și țevi de pușcă. De aceea, Coco va face ascensiunea ca parte a unui grup internațional de tineri, organizat de ghizi ucraineni, sub pălăria Federației Internaționale de Alpinism, UIAA. Suntem în Rusia, urcăm pe Elbrus, cel mai înalt vârf din Europa și cel mai înalt vulcan din Europa. Am zburat cu avionul până la Moscova, de la Moscova în Mineralnea Vodă, unde am dormit o noapte. Apoi am plecat cu autobuzul vreo 4 ore până într-o tabără de la peste 2000 de metri în zona Elbrus. Care sunt dificultățile pe Elbrus? Trebuie să prindem vreme bună și trebuie să ne aclimatizăm foarte bine. Tabăra Ochang se află la 2200 de metri altitudine, la 25 de kilometri de Elbrus, ascunsă în pădure. Vom rămâne aici câteva zile, făcând ture de aclimatizare. Din păcate, la altitudini prea mici pentru a conta serios în ascensiunea finală. Coco, acum în largul ei, își mai dezleagă limba pe aici pe colo și povestim, firesc, despre mersul pe munte. Cel mai greu e la antrenamente. Când trag mult, să am o condiție fizică foarte bună și să rezist la efort pe timp mai lung. Eu cu tata tot timpul facem antrenamentele împreună, alergăm foarte mult, stăm și într-o zonă conjurată de munți. În weekenduri facem ture de 8-10 ore. În plăcerea asta există și frică? Știu că nu-i bine să-mi fie frică pentru că nu mă mai pot concentra la ceea ce fac și se poate întâmpla orice. Frică nu mi-a fost niciodată. Am pus în rucsac provizii pentru 2-3 zile, echipamentul de bivouac și pașaportul. Urcăm o pantă nesfârșită, dar folositoare ca antrenament pentru Muntele cel Mare. Tabăra UIA se mută în Poiana Nachovski, la 3200 de metri. Vremea bună e și un motiv de îngrijorare. Am probat că în această zonă din Caucaz, la fiecare una-două zile frumoase urmează negreșit 3-4 zile de furtună. Modelul e de luat în seamă mai ales pentru pregătirea ascensiunii finale pe Elbrus, de săptămâna următoare. După câteva ore petrecute la 3200, încep să fiarbă capul și sângele. Mintea înțelege că ești la altitudine și încearcă să regleze tot corpul pentru presiunea scăzută. Te doare și ți-e rău. Așa e întotdeauna la munții înalți, când urci mai mult de 4-500 de metri diferență de nivel într-o zi. Aclimatizarea e un proces neplăcut care trebuie urmat cu respect și cumpătare. Pentru unii doare mai mult, pentru alții adaptarea vine mai ușor. Unii alpiniști însă nu se pot aclimatiza deloc. Nu are legătură cu antrenamentul de acasă. Urmează edemul pulmonar, edemul cerebral și moartea. Singura soluție este coborârea de urgență cât mai jos. Ce avem în spate? Elbrus. Spre noi e vârful, eu știu, secundar, mai scund. Vârful principal e în plan îndepărtat. Și se vede ruta care urcă pe direcția vârfului secundar. Pe urmă va fi un traverseu între cele două vârfuri. Pe urmă urcăm pe vârful principal. Cum ți-a fost aseară? Bine, foarte bine. Ai motiv să fie bine? Da, am motiv să fie bine. Suntem aclimatizați după Kilimanjaro și la înălțimea asta nu e nicio problemă. Tura de aclimatizare continuă azi cu două vârfuri de deasupra taberei, Micul și Marele Andirki. Am plecat foarte devreme cu gândul să scăpăm de furtuna anunțată pentru după amiază. Mai tot bagajul a rămas la corturi și urcăm lejer, sperând să ne împingem așa zisa supapă de altitudinea corpului cât mai sus. Înălțimea însă pare să ne ia și oxigenul și mințile. Cum e, Coca? E? Unde suntem acum? Nu știu, zi tu, nu simți? Eu nu simt nimic, n-am nimic. Coco, where is the rudder?
Radă. Radă? Yeah. Cami. Ți-ai luat Camila? Mai jos, etapa ca unde am dormit. În dreapta mea, după vârful ăsta e Elbrus. În stânga e vârful pe care e tata. În spune e alt vârf pe care o să mergem pentru aclimatizare. Big Kavkaz region. Vrșina Ulutau. Ujba. Steep, yeah? That's Ujba is quite Ujba. Steep. Ujba. Technical. Северная Нор, Ужба. On the south side, you climb from the south side? This my love, Ulutau. Pornim spre 4000 de metri și surprinși de elanul grupului, Ghizi nu mai apucă să întindă corzile fixe. În mai puțin de o oră, ajungem pe vârful principal. Suntem pe al doilea vârf de astăzi, pe care am urcat pentru aclimatizare, poate pe la 4000 de metri. Ghizi ne-au cerut să mai stăm un pic, ceea ce face bine pentru aclimatizare, pentru că la întoarcere vor să întindă niște sfori fixe pe unde am trecut. Copilul, ce înțelegere vrei să faci cu tata? Vreau să cobor înainte. De ce? Că mă dea regleză. Și care e înțelegerea? Păi să iau eu sacul lui de dormi și să iei el cort. Nu pleci mai ușoară? Nu. Nu-l exploatezi? Bine, atunci eu am mâncat mai greier. Hai, glumesc. Vrei să nu-l exploatezi? Păi tu cu cine ții? Ia de la... Exact, asta era întrebarea, dar n-am vrut să... Iure. Revenire, uscare, bătături mici, cașcaval afumat, halva, pești uscați și ar mai fi încă ceva, prieteni noi. În tabăra de la 2200 e zi de pauză, după furtuna prevestită ieri de Ghizi și confirmată pe pielea noastră. Azi se verifică echipamentul pentru Elbrus, se completează proviziile de alimente, gaz, leucoplast. După tura pe munte, suntem acum dispuși să ne cunoaștem mai bine, alpiniști din 9 țări. Două zile de naștere sunt sărbătorite cu tort și vodcă, nu se poate altfel în Rusia. Acum la 14 ani, visul meu e să fac Seven Summit, cele mai înalte 7 vârfuri de pe fiecare continent. Am cedat tentației mecanice și acum, pe la 3000 de metri, după două telecabine care ne-au aruncat prea rapid, prea sus, vom plăti cu capul în aerul rarefiat. Magicieni, ghizii noștri din Ucraina scot din pălărie un ratrac și ne scapă măcar de bagajele mari. Suntem în sfârșit pe Elbrusul adevărat. Instalăm tabăra finală la 4200 de metri. Ne aflăm într-un parc național scăpat de sub control, înnecat în gunoi, guvernat de mofturi private. Dar vremea e frumoasă, oxigenul puțin, așa că uităm repede. Ce știm însă bine e că soarele de azi e semnul furtunii de mâine și de poimâine și că ar trebui să luăm rapid decizii cu privire la aclimatizare și la ascensiunea finală. Mâine dimineață sperăm să facem vârful. Avem o poveste. Ceilalți urcă poi mâine și încercăm să-l facem mâine ca să nu vină vremea proastă. Care vremea proastă s-ar putea să vină chiar mâine, dar sperăm că nu. Cum te simți? Foarte bine. Am băut apă, nu-mi place ceaiul. Am mâncat 4 sandwich-uri azi. Se zice că trebuie să plecăm pe la 2 noaptea. Vedem tot traseul spre vârf, începe cu o pantă nu foarte abruptă, se continuă cu una foarte abruptă, ajungem într-o șa și apoi partea finală, care pare foarte drăguță. E foarte drăguț în jos de dat cu snowboard-ul. Te-ai gândit să închiriezi? Sigur. La 1.30 suntem deja în mișcare. E încă senin și niciun fir de vânt. La 2.30 începe balul. Furtuna e atât de puternică încât bețele de schi sau pioleții folosesc mai mult ca proptele și ancore decât pentru înaintarea tehnică. La
Primele raze de soare ar trebui să însemne ceva căldură, dar aduc și mai multă furtună. Nu mai știm acum dacă plecarea în pripă, sărind peste aclimatizare, a fost o decizie bună. Speram să avem vreme civilizată măcar 8-10 ore până în vârf, dar am fost atacați prea curând. Unde ne aflăm? În Șaua, înaintea zonii finale. Coco, ce pute facem noi mânci? Elbrus, ăsta e urcușul final. Deci probabil că suntem la 5400 și... Uite, mamut, ai dormit pe drum? Am ațipit un pic. Ești în creștere, vezi? Trebuie să dormi și pe munte când deci, mergi. Da, n-am dormit deloc azi noaptea. La cât de rece îți dai seama că... Dar nu-mi place ce? Pui de mamut, mai duci până sus? Da, de ce nu? Nu știu, întreb, că uite, lumea se întoarce. N-am de gând. Am ajuns să respirăm la fiecare pas și după 10 pași să ne oprim și să respirăm încă vreo 1-2 minute. Ce nori se ridică deasupra noastră de pe vârf, sunt nori de zăpadă. Aici încă suntem puțin ascunși, dar peste 102 de metri, adică peste o jumătate de oră, o să intrăm în acești nori de zăpadă. La fiecare pas mai simțim un pic așa cum ni se zguduie ce-am avea prin cap. Coco pe vârf. Vreme groaznică. Încercăm câteva poze. Cât e puțin senin. E Coco. Este simultan cel mai înalt vulcan și cel mai înalt munte din Europa. Elbrus. Din toată povestea filozofică despre munți, ce rămâne pe vârf? N-ai timp să gândești la nimic, că trebuie să coboară pe ele. Și cu snowboard-ul mai vrei? Nu stai așa, zic. Unde suntem acum? La 4200. Am găsit o baracă. E mai bine ca în corp. Ce urmează? Cioiu. Alpinismul e un mod potrivit de viață pentru toată lumea și pentru o fată. Cum să zic, eu când o văd pe Coco, mă bucur că a făcut asta. Adică are o direcție bună în viață, o direcție sănătoasă. Nici nu poți să-i spui ca orice alt sport, că nu e un sport ca toate celelalte. E sport, dar nu e chiar ca toate celelalte. Un mod de viață. Nu prea mi-e frică așa când e plecată. Mi-ar place să fiu în momentele în care e mai greu. Mi-ar place să fiu lângă ea, dar unde se duce ea nu pot să mă duc eu. În școală, Crina este un copil ca toți ceilalți. În mod surprinzător, Crina nu este o vedetă în școala noastră. Dacă nu ai ști ce performanțe are, nu ți-ai dat seama că este vorba despre ea. Pentru că ea, în primul rând, nu și-a modificat comportamentul. Ea nu se comportă ca o vedetă. Eu o să fiu aceeași cum sunt și acum, adică înăuntru, eu o să fiu aceeași, chiar dacă o să fiu vedetă sau nu. Să se înghesuie televiziunile, să te invite, să faci reclamă la ceasuri scumpe sau... Nu știu, nu m-am gândit, dar presupun că așa o să fie. Să dai interviuri în piață când te duci să-ți iei lapte bătut? Sper să nu. Seven Summit, 3 din 7 până la 14 ani jumate. Coco e mai aproape cu un pas de un vis periculos. Elbrus a rămas în urmă. În față mai sunt doar 5 săptămâni până la plecarea spre Cho Oyu, în Himalaya.
poți îndrăzni dincolo de 8.000 de metri doar dacă știi bine ce vrei. Dacă alpinismul e sport sau mod de viață, nu știu, pentru mine e mod de viață, pentru alții poate sport. Când urc, deși mi-e greu, uneori mă gândesc la tot efortul depus la antrenamente și zic că dacă am depus atunci efortul și chiar îmi doresc să urc, zic acum e aproape de vârf, ce să cobor acum și după aceea să-mi pare rău că n-am făcut vârful. Niciodată nu mi-a fost frică pe munte. Dacă ți-e frică, nu mai știi ce faci, intri în panică și sigur se întâmplă ceva. Nu mi-e frică de moarte, pentru că știu că dacă mor pe munte, poate în aceleași clipuri, dacă nu mergeam pe munte, puteam să am un accident de mașină. Oricum, mor la un moment dat și nu-i ceva de care să-ți fie frică toată viața. Crezi în Dumnezeu? Răspunsul nu e nici da, nici nu. Deci nu știu dacă există Dumnezeu, nu mi-am făcut o impresie foarte hotărâtă. Dar mai spun și eu, Doamne ajută câteodată și când spun chiar simt, nu mai spun. Eu mă gândesc că atunci când spui Doamne ajută, te faci singur să crezi că te ajută cineva și te descurci tu mai bine. Cred că în realitate tu faci tot ce faci. Kathmandu, capitala Nepalului, este locul de întâlnire cu echipa de organizare și suport a expediției spre Choyu. Deși vom urca prin Tibet, echipamentul și proviziile pleacă din Nepal. Tot de aici ne vor însoți și porterii și tigrii de altitudine, în mod tradițional aparținând comunității etnice Sherpa. Cu 8201 metri altitudine, Choyu reprezintă a șasea înălțime a Pământului și poate fi pentru Coco un scop în sine, ca record mondial de vârstă pe un 8000. Dar motivul principal pentru Ovidiu Popescu este testarea la mare altitudine a fetei, în perspectiva ascensiunii pe Everest în Seven Summits. Oamenii spun că la 14 ani nu poți urca la peste 1000 de metri. Noi vedem cum reacționează organismul la altitudine, cât de antrenați suntem, deși nu cred că se pune problema de antrenament aici. Eu nu știu exact care sunt problemele, dar mă gândesc că reacționează organismul meu ca și unul de adult, nu știu. Unii spun că te aclimatizezi mai repede fiind copil, unii mai greu. Majoritatea spun că te aclimatizezi mai greu. Călătoria din Nepal în Tibet durează o zi. Până la graniță e verde, cald și umed la final de muson. Drumul, prea puțin amenajat, nu rezistă ploilor urcate din Oceanul Indian luni de zile și se surpă în mod regulat. În graniță e o forfotă pașnică de mici afaceriști și porteri necăjiți. Oficialii nepalezi sunt camierea, chinezii îți desfac inutil și complet bagajele. La 1700 altitudine e încă zăpușeală, dar odată cu trecerea în China se schimbă tot. Dispar nu doar apa și iarba, ci și manierele și curățenia. Până să ne întâlnim zeița de Peruzea, așa cum e numit muntele Choyu, avem în față 10 zile de aclimatizare călătorind tot mai sus prin podișul tibetan. La fiecare două zile câștigăm zeci, sute de kilometri cu microbuzul, pe o șosea betonată recent, iar în pauze luăm la picior ca antrenament munții din jur. Am ajuns la Tingri, la 4250 de metri, în locul ideal să spălăm rufele. Tot ce am urtărit o săptămână, că mai sus o să fie mai greu. După atâtea zile nomade, Coco are un acces de hărnicie, de parcă a venit să se mărite.
Am plecat pe 29 august din Kathmandu. Am... Nici nu mai știu. Colegii noștri sunt trei unguri, două unguroaice și un ungur, doi spanioli și doi din Canada. Nu prea vorbesc între ei, sunt foarte drăguți, foarte amabili, dar nu vorbesc. Parcă ar fi nouă coco. Cam așa. Am dormit după graniță o noapte la Zhangmu. Acolo a fost grozav. Foarte mișto. Apoi două nopți la 3700 la nu știu nume. La Nialan. Nialan. Ce speli acolo? Bluza lui tata. Ce-am făcut la Nialan? Am făcut ture de aclimatizare. Ieri am urcat până pe la 4500 și alaltă ieri până pe la 4200. La ce te gândeai ieri când urcai drumul ăla nesfârșit în sus? Sincer. Mă gândeam cât de tare mă doare burta. Cum te simți la 4200? Păi, cum ar trebui eu să mă simt la 4200? Foarte bine! Nu te-am auzit să te plângi de ceva. Păi n-am nimic. Ți-e dor de acasă? Ca totdeauna. De-a doua zi de când plec se face dor de acasă. Ai făcut un calcul cât mai ai de acum încolo? Mai sunt... vreo 36 de zile pe munte și încă 2 zile în Kathmandu. Cât de motivată te simți pentru muntele ăsta acum? Cum te simți ca alpinist? N-am niciun alt motiv să fac muntele ăsta decât pentru că vreau foarte mult și nu e chestie de record sau că am spus al cuiva că o să-l fac. Niciodată n-a fost recordul motivul. Ai vorbit cu mama ta pe net? Ce zice? Am vorbit ieri, ultima dată. Normal că e dor de mine, vrea să fac vârful, e alături de mine tot ce vreau să fac. Simți că e frică? Până acum n-a avut emoții la nicio expediție, acum pare să aibă puțin. Ar fi fost mai bine să fie și ea cu tine aici? Nu știu, poate e mai bine să-mi fie dor de cineva să vreau să mă întorc acasă. Nu știu. Dar aș fi vrut să fie și aici. Și sacul meu de dormit e cu roșu, nu cu albastru. Ce e balamucul ăsta în fața ta aici? Organizare. Nu mă supără nimic. Încercăm să vedem care lucru e al fiecăruia. După cât e aici, parcă ai fugit de acasă. Câte ai? Asta e salteaua mea cu toate lucrurile mele. Salteaua lui tata și salteaua lui Călin. De ce îi spune puiul de mamut? De la Elbrus, da. Vedem care lucruri ale cui sunt, vedem când o să le folosim și le punem după aia în butoaie, fiecare butoiul lui, ca să nu deranjăm pe alții când căutăm ceva. După aia facem hârtie care cui rămâne. E frumos să crești un copil care merge pe munte, are aceeași pasiune cu mine și ne simțim bine împreună. Rucsacul de vârf, izoprene, cască,
polar, pantalon de polar, bocanci, șosete de puf. Coco se aclimatizează bine. Pateuri, vegetale. Sper să ne amintim de la ce vine M, de exemplu. De la ce vine M? De la măsline. Încă știu. Problema, eu știu, diferită față de expediție de până acum, este că o expediție lungă, este un vârf de peste 8000 de metri, ceea ce e deja cu totul altceva decât ce am făcut până acum. Am plecat de dimineață de la 4250 de metri, din Tingri. O să stăm două nopți, după aia mergem în tabăra dintre tabăra de bază și tabăra avansată, unde o să stăm o noapte, după aia în tabăra avansată, vedem cum ne simțim. Când despachetezi toate astea, îmi se dor de acasă, parcă ți-ai mutat cu casă. Nu, că am venit să facem vârful, dar abia am plecat de acasă și acasă n-avem steag așa frumos. Nu se asortează, nu-mi place roșu cu galben. Lila, bucătarul expediției, face o minune și ne duce seara la cofetărie. Tortul Cioiu marchează oficial, fără mari zâmbete, încheierea marșului de apropiere. Suntem în sfârșit pe muntele nostru și mâine începe ascensiunea spre taberele superioare. Până la 14 ani jumate, cele mai mari dorințe ale mele au fost legate de munți. Ce trebuie să sacrifici din viața normală a unui adolescent ca să-ți urmezi această cale? Pentru mine asta e viața normală, pentru că fac ce-mi place și nu consider că sacrific nimic. Am dormit foarte bine, n-am avut nicio problemă. E 3, cred, dimineața, mă doare tot îngrozitor, mă arde în piept, n-am avut nimic. Și m-am trezit deodată cu arsură în piept. Nu știu ce am. Nu mai pot să respir. Parcă m-a lovit cineva cu pumnul. Mai devreme astăzi am fost sus la climatizare și totul a fost în regulă. Poate o să iau aspirina și dimineața trebuie să plecăm mai sus. Dacă fac un pic de mișcare, poate o să-mi fie mai bine, să treacă noaptea însă. E o zi mare. Începem să urcăm pe Cioiu. Din tabăra de bază până la cea avansată, la 5500 de metri, avem ajutorul iacilor. Tot carabalâcul se împachetează și se împarte în povere acceptabile. Negocierea e mai mult o cântărire cu martori, pentru că și nepalezii și tibetanii au renume de oameni cinstiți. Pentru europeni, spectacolul e unic. N-aș vrea să uit nimic pentru că totul a fost foarte frumos și o să fie în continuare. Ți se pare frumos? Da, mi se pare frumos și deosebit față de ce am făcut până acum. Iacii cu poveri de 40-50 de kilograme vin în ritmul lor, mai bun decât al nostru. De dimineață, mai întâi alpiniștii și apoi șerpașii au pornit-o fiecare pe cont propriu până la o tabără intermediară la 5200 de metri. Găsim aici o familie de tibetani cu un fel de prăvălie nomadă unde se vând tăiței și bere. Despachetăm minim pentru că mâine trebuie să urcăm în tabără avansată. Mă simt foarte rău. Foarte rău. Mă arde în piept de două zile, a doua noapte, nu pot să dorm deloc. Astăzi am urcat de la tabăra de bază la cea avansată. Toți au făcut 3 ore, 2 ore jumate. Am făcut vreo 5-6 ore. Am ajuns zobit, nu știu ce am, nu mai pot să respir. E a doua noapte pe care nu dorm. În dimineața asta ar trebui să strângem toată tabăra și să plecăm spre... Să plecăm spre
tabără avansată. Nu cred că este ceea ce se numește edem pulmonar, pentru că știu care sunt simptomele, nu știu cum se zice. Mă arde în piept, nu așa trebuie să se întâmple. Omul din spatele camerei video a fost coborât a doua zi prin efortul grozav al șerpașilor. După două zile ajungea într-o clinică din Kathmandu, unde era diagnosticat cu pneumonie și H1N1. Rămași pe munte, Coco și Ovidiu au urcat fără probleme în tabără avansată la 5500. Pe care sale mele trebuie să... Asta și asta. Și am pus într-un săculeț tot ce iau sus. Adică polarul subțire, polarul gros, mănuși, căciulă, tot ce era bun, aici. Bun, și sus. Alea ce sunt? Ăsta e rucsacul gol, aici e rucsacul tău gol și aici e rucsacul meu gol. Să vezi și tu ce ai de luat de aici. La 5500 se fac pregătiri pentru instalarea taberelor de altitudine 1, 2 și 3. Pe munte va fi în curând un dute vino, alpiniști și porteri începând o muncă istovitoare în aerul rarefiat. Coco e încă vioaie și nerăbdătoare să pornească mai sus, să încheie cât mai curând socotelile cu zeița de peruzea. Elanul adolescentin îi va întinde însă în curând o capcană. Deci de aici ce ziceai că ne mai trebuie? Pantalonii mai de flis, sac de dormit. After we put this in the other tent, yeah, we will see with the food. Yeah, okay. Make it little. Yeah. Și zângănele, pune hamurile tot acolo. Ia colțarii. And if not enough for lot, you have leave it this here for next time, because yes, now it's not fixed up there. Yes. And also I will come tomorrow. Tomorrow? Yeah. Off. Together. Yes. Okay, thank you. Ieri am sortat echipamentul de altitudine, bocanci, ham, colțari, piolet, pitoane de gheață, tot ce ne trebuie pentru ascensiune, haine de puf, saci de dormit. Sortarea mâncării o facem pentru a lăsa porții în tabăra 1 de la 6400 de metri, în tabăra 2 de la 7200 de metri și în tabăra 3 de la 7500 de metri, mai puțină sau deloc, unde o să stăm 4-5 ore în noaptea dinaintea vârfului. Fiind vegetarian, găsim mai greu mâncare, luăm măsline, le scoatem din conservă, le luăm ușoare, fără zeamă, sâmburi, semințe. Am găsit caju în Kathmandu, foarte bun, fructe uscate, mango, îmi place foarte mult, ceai, supe, pe care le bem numai pe munte sau când suntem bolnavi. Mă doar un pic capul, suntem în 6400, Călina a trebuit să coboare, i-a fost foarte rău, acum trebuie să filmăm noi, să facem poze. În tabăra unui mai frig ca în tabăra de bază avansată, la 5500. La 6400, față de tabăra de bază avansată, în primul rând aici suntem pe ghețar, e frig, bate vântul, noaptea sunt cam minus 10, minus 12 grade în cort, afară nu ieșim, că nu e bine. Partea proastă e că de la căldura noastră se topește gheața de sub cort și deja e foarte ondulată suprafața pe care dormim. Am urcat spre tabăra 2, la 6700 m-a apucat durerea de cap și mă dor din ce în ce mai tare. Doar în cap. Lasă-te, că o trece. Ne-am dus azi peste Serac, ne-am dus. Tu cum te simți? Aici. Ora 7 dimineața, o dimineață deosebită. După ce toată noaptea a nins, se vede tot versantul lui Cioiu. Păcat că în câteva momente probabil se va acoperi din nou de nori. O să vedeți cu ce viteză înaintează ceața. Prognoza ne spune că cam următoarele 5 zile va fi vreme rea. A doua zi, Coco nu recunoaște că e bolnavă și încearcă din nou să ajungă la 7200 de metri. Greu ți-a fost?
obosită ceva? Mă doare capul. Vedem noaptea asta ce se întâmplă și dacă e mâine coborâm în tabăra de bază avansată. Stăm câteva zile, ce zici? Nu coborâm, trebuie să-mi treacă. M-a apucat când am ajuns pe la 6700 al alteri și tot am coborât și tot mă doar în continuare. Tu zici că trece? E că trece. N-am de gând să renunț. Trebuie să-l fac și vreau să-l fac. Trece. De ce urci munți? Primul lucru care îmi vine în minte acum e încă îmi place. Nu știu, n-am un răspuns logic, cred că nici nu există. De ce urci pe munte? Ca să ai de unde coborâ. Dar dacă îmi place, asta fac. De ce înoată oamenii? Dacă n-aș fi făcut munte, nu știu ce pasiune aș fi avut. Deci toate pasiunile mele de acum sunt legate de munte. Snowboard, schi de tură. Nu te-ai fi făcut balerină? În niciun caz.